Salut, băieți și fete, și bine v-am găsit aici la un nou episod pe canal. Astăzi jucăm Farming Simulatorul. Continuăm unde am rămas cu recoltarea bumbacului. Am terminat aici de recoltat, acum am încărcat în asta cum se cheamă, în trailer și să mergem să-l ducem. Avem două bucăți de bumbac, atât am cap în el. Mergem să ducem ăsta. Vedem și mai avem două, venim după celelalte două. Vedem câți bănuți facem. Și suntem în octombrie, să vedem ce putem face. Munca noastră la terenurile noastre e cam făcută. Ce putem face acum e să așteptăm să crească cultura. Și mă uitam să văd așa de niște contracte. Dacă mai putem să facem ceva pentru că ne trebuie bănișori să producem și noi ceva. Și na, vedem. Am văzut un contract acum cu baluați, dar nu știu dacă se merită. E cam multă treabă la el, din câte știu. Dar vedem, vedem. Vedem cum putem face. Mamă, ce-i pe aici? Deci e terenul nostru. E cam gol. Acum. A, nu, 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 ăsta nu e al nostru. Pe aici, pe aici, pe aici. Hai că m-am încadrat de... Foa! M-am încadrat foarte bine. Și ar trebui să vedem cum să facem să ne schimbăm și noi câteva utilaje prin fermă. Pentru că nu sunt cele mai bune. Ne-ar trebui un tractor nou și o combină nouă. Dar să vedem ce bănișori facem acum. Și să dăm o tură prin magazin. Să vedem ce avem nou pe acolo. Dacă nu avem ceva nou, cam nasol. Ce pot spune. Dar asta este. Ia, avem acest mac frumos. Mamă, nu se mișcă cam greu. Nu înțeleg de ce. Ia, cât avem 60, 50 în bord. Și noi avem aici 83. Păi ok, își face treaba din câte văd. E bun. Acum e sezonul ăsta, nu prea avem ce face. Trebuie să avem grijă de animale și de, cum se cheamă, de grădina noastră pe care o avem acum afară. Să asigurăm semințele, îngrășământul și apa, să ne producă câteva bani și să avem grijă la animale cu mâncarea. Și cam atâta, să vedem ce producție facem și de la ele. Cam asta ar fi în principiu. Momentan, cam asta o să facem. Să vedem acum, abia aștept să termin contractul respectiv și să vedem câți bănuți facem. Eu zic că o să facem ceva bănuți pe el. De ce nu? Că a fost o leacă multă muncă pe el. Și mi se pare că din astea două bucăți de balo de bumbac, cred că așa se cheamă, nu știu, corectați-mă dacă am greșit, cam ar trebui să facem ceva bănișori frumoși după mine. Acum rămâne de văzut. Ia, aici frumos. Da, mai și sper să vă placă seria. Și nu uitați să dați și voi un buton de like. Să apăsați buton de like și cam atâta. Asta îmi arată că vreți să continui seria. Ia, descărcăm aici. Hai, 1. 2. Wow, 77%. Noi gata. Mai avem. Nu stați așa. Să ne uităm. Ah, 96%. Nu mai avem mult înseamnă. Ce rămâne e a nostru, profitul nostru. Să vedem ce o să rămână acum. Sunt și tare curios ce o să ne rămână. E frumos, Mac. Parcă mi-aș lua și eu un Mac de asta. Arată bine. Mac One. Așa. Bun. Hai mai
Tractorașule, dă-te. Dă-te că intru în depășire cu tine. Opa. Ei. Sunt camionul și vine și mașina. E depășire bună. Am făcut o depășire bună, n-am ce spune. Ia, acum mergem să luăm și restul ce a rămas pe teren. Parcă doi au mai rămas, din câte știu. Mergem, luăm și pe ceilalți doi. Și... cam atâta. Să vedem ce putem face. După ne uităm prin ferma noastră, dacă avem ce... Să vedem ce putem să facem. Sunt modificări chestii de astea. Eu tare mult aș vrea să ne schimbăm tractorul. Gen, să vindem UTB-ul ăla portocaliu. Nu prea avem ce face cu el. Chiar e panoramă. Tractorul ăla. Efectiv, nu poți să-l agăți la nimic. Și ar mai trebui un cultivator și un plug mai măricel. Na, pe parcurs ar trebui și o combină mult mai mare. Asta ar fi inițialele noastre probleme, să zic așa. Ne-ar trebui. Combina noastră e cam mică și ea, dar UTB-ul ăla e jale. A, pe aici, pe aici, pe aici. Așa. Bun. Băi, uite pe o slantul e bun, n-am ce spune, își face treaba. Aslante utilaje, nu sunt chiar așa de strălucite. Dar acum vedem și noi ce putem face. Ia, să pornim aici, avem acelea două. Da, numai alea două au rămas. Să mergem să vedem dacă se merită să mai luăm un contract. Ia, eu le cam de asta e așa. Dau cu spatele. Opa, așa. Ia. Îl luăm, l-am luat. Bun. Și mai avem ăla și gata. Și mergem să le ducem. Și pe astea două și am terminat și contractul pe această parcelă. Ne luăm surplusul. Ne luăm bănuții munciți. Nu, nu e bine așa. Cam, o leacă am depărtat. Ia, așa. Opa, nu. Îndreptăm roțile. Ia. Nu. 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 Nu le-a. Așa. Ia. Acum. Nu, l-am prins mai rău. E o leacă complicat să-l luăm. Ia stai să venim așa. Văd că nu prea am așa mare dexteritate în a lua asta. Se vede că nu prea am lucrat cu ei. Unde te duci, măi? Am cât mă chinui aici. Oi, da, măi. Așa. Gata. Bun. L-am luat și pe acesta. Și hai să plecăm. Tot doi. Tot doi de ăștia. Avem 100%. Gata. Bun. De data asta o să ne vedem fix acolo. Când o să ajung și să vedem cum o să fie acolo, profitul. Așa, bun, mai avem mult și ajungem și noi la destinație. Sunt tare curios să vedem câți bănișori facem din această muncă depusă de noi. Acest contract, să zic așa. Pentru că o dura ceva până am recoltat tot bumbacul de pe teren. Na, utilajul fiind și mic, terenul a fost de capacitate mare. Chiar au fost măricel teren, am ce spune.
Intrăm acum în curte. Așa. Bun. Se deschide bariera. Putem scoate capul pe geam? Nu, nu putem scoate. Așa. Un Y mai în față. Ah, ne-am blocat. Unde i-am pus mai vere, mai? Fule, doamne. 1 și cu acesta. Așa, bun. Acum mai descărcăm din nou. Mă scuzați de problemă. N-am băgat de seama. Așa. Și cu acesta. Sper să ia acolo. Așa, bun. Bun. 40.000 am făcut în plus. Mam! Și mai luăm acum cât? 17.000? Perfect. Băi, din câte văd, stați. Contracte. Mai avem o recoltare care costă 29.000, ne dă 28.000. Ok? Și mai avem o balotare care ne dă 28.000, parcela 15. Ia să vedem de parcela 15. Aici, să vedem cât de mare este. Să vedem dacă se merită. Parcela 16, 14. Unde e parcela 15, măi? Parcela 15, unde te afli? Păi nu o văd. 16, 15, a, păi nu e așa mare. 15 și 10. 10 și 10. 10-le ar trebui să fie. Nici 10-le nu e așa de mare. Chiar nu știu, avem 112.000. Am făcut ceva, bunișori. Ia, suntem tot în Lada. Hai să întoarcem și să mergem până la fermă, să vedem ce mai avem nevoie. Pe mașinuța asta chiar își face treaba. Ia, intrăm și noi pe aici. Așa. Și o lăsăm așa aici. Ok, ne dăm jos. Aici ce avem? Salată 201. Ok, aici e ok. Apă, semințe avem. Ia să ne gardăm. Aici e în curs de creștere. Fertilizat. Aici la fel în curs de creștere. Trebuie plivit de arat. Dar asta după ce recoltăm de aici. Și poate o să distrugem grădina asta și am o altă idee. Asta o să vedeți în episodul viitor, să zic așa. Ce vreau să fac. Dar mă gândesc să vedem dacă să luăm un contract de acolo. Mă gândesc, stați așa. Că în felul următor. Dacă e să ne uităm pe magazin, mergem la tractoare. Tractoare mici, zic eu. Nu are rost să ne uităm la tractoare mari când avem de așa ceva. Este un fen la 76.000. Așa. Aici sunt tempo. Mai avem un fan la 56.000 cu 105 cai putere sau ăsta la 150 de cai putere. Avem un John Deere la 130 cai putere cu 72.500 sau acest John Deere 125 de cai putere, 42.000. Asta 225. 90 cai putere, vine standard, 225-32.000, viteză maxim 32 de deplasare. 43, și asta e făinuț. Asta 84.000 cu 120 cai putere, 130. Ia asta, fendu, dacă luăm un fend, 95 de cai putere. Nu, aici 105 vine.
Și ăsta 150. Ia să vedem ăsta. Nu, aici. Aici 150. 87.700. Nu. Fără greutăți, 86.500, da. Să mai așteptăm oare, poate pare ceva la ofertă. Nu știu. Păi și acest Brihair. Ok. Ofertă ceva? Na, ofertă nu. Păi momentan zic că o să ne descurcăm cu alea. Zic așa, aici în stiloză avem ceva. Soia și uitul care îl păstrăm pentru găinuțe. Aici avem 560, avem hrana. Avem și câteva ouă. Ok. Bun. Deci, hai să vedem ce am putea face noi pe terenul nostru. Este să dăm cu plivitul. Deci, hai să ne luăm, să închiriem ăsta-ți. Unul aici, aici, aici. Mașină de plivit. O să închiriem asta. Stați așa pentru că punctul de spawn se pare că e plecat o leacă. Așa. Bun, mașină de plivit o să o închiriem pe asta. Bun. Și unde este dragul nostru TB? Dragul nostru TB e aici. Ia să mergem să-l luăm. Mamă, și asta trebuie spălat. Deci, haide să mergem să plivim. Scoatem buriana de pe teren. Avem și noi ca așa grijă de trenurile noastre. Și pe viitor am o idee ca să mut grădina. Deci o să o scot de acolo și o să o mut în altă parte și o să fac un teren normal acolo. Acum să văd dacă o să pot. Primul rând. Îl extindem și noi. Îl coborăm. L-a coborât prea devreme. Așa. Ia să vedem ce putem face. Bă, hai că merge. Ia stai. Așa. Bun, 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 bun. Bun. Așa, ne facem treaba. Așa. Bun. Bă, că merge. Oare să punem un lucrător automat și să vedem ce să mai facem noi? Ar fi o idee. Ar fi să... oare să mergem să... Nu se cheamă... Hai că merg drept dacă e. Ia stai. Stați așa. Nu. Ia stai. Îl ridicăm. Să nu avem probleme. Și să punem un lucrător noi automat aici. Unde este? Creează un loc de muncă. Cât se dăm și noi 30. Headland. Nu, smooth. Așa, e vrut așa. Opa. 30 așa. Ok. Bun. Și first waypoint. Ia. Să vedem. Dacă face treaba bună. De aici e first waypoint-ul. Da, pe aici am dat eu. Asta e problema. Hai să vedem ce faci. Acolo e stop-ul. Așa.
Bun, face treabă bună. Așa. Hai să ne dăm jos. Tu îți faci treaba aici. Necesită cilindru și de arat. Da, asta o să o facem după ce terminăm totul. Acolo. Deci aici ne-am uitat, nu avem nevoie de nimic. Singurul lucru, cred că e ce ar trebui să facem noi, e să vedem, să dăm un click la animale, nu. Văd că au destule. Și mă gândesc la contractele astea. Se iau unul mare sau nu? Se iau cel cu baluț sau nu? Dacă e, spuneți voi în comentarii acolo. Și da, zic că ne trebuie un cultivator și un plug mai măricel. Cultivator este, sunt câteva. Da, este unul la 9000. Arată ok. De 5 metri, ăsta are 8 metri. Eu zic că e ok. Și pluguri. Sunt și pluguri de asta. Sau unul de asta la 4. Tot este asta la 5 metri. 14.000 nu e mult. Chiar nu. Așa. Bun. Face treaba ea. Face treaba băiatul nostru. Face, uite. Merge bine. Deci fertilizant nu mai trebuie, e 100% de arat și cam atât ar trebui. Ce ar trebui să mai facem noi e să vedem de o zonă unde să spălăm utilajele, ar trebui. Da, nu știu unde. Să mai pun și drăcia aia. N-ar trebui. Da, în afară, pe aici ar trebui. Sau să facem aici un punct după ce dăm grădina înapoi. Nu știu, vedem. Așa că cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați și voi un like, un share și un comment și ne auzim data viitoare. Până atunci, bye bye și vizionare plăcută!